Ar fi trebuit să ajungă la o nuntă, însă s-a oprit sub cabina unui tir. Vorbim despre două persoane care circulau regulamentar pe un drum cu prioritate, mai exact pe strada Pitești. Intrați în intersecție, aceștia s-au ciocnit frontal cu un autocamion care nu a respectat indicatorul rutier, cedează trecerea. S-a produs pe raza municipiului Slatina, la intersecția străzilor Cireașov și Pitești, unde conducătorul unui autotren, marca Iveco, matriculat în județul Olt, nu a respectat semnificația indicatorului cedează trecerea, a pătruns pe strada Pitești, unde a intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia, matriculat în județul Olt, care circula regulamentar. În urma evenimentului a rezultat rănirea pasagerului din autoturismul Dacia. Și în acest caz s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 184 Cod Penal. Șoferul tirului, un bărbat din Valea Mare, a încercat să se scuze, motivând că șoferul Daciei ar fi de vină, deoarece circula cu viteză mare. Eu sunt șoferul. Șoferul de la tir. Am înțeles. Ieșeam ușor de tot, a venit tare, deci nu l-am văzut și lumine slabe pe Dacie și a venit atât de tare. Asta e mașină hidramată, n-are nici ambreiaj. De cât am, ieșeam cu nici 5 la oră, nu ia la întâia. Pur și simplu eram oprit în loc când m-a lovit. N-a apucat să pună frână, nimic? Nimic, n-a schițat nimic. Când am văzut că vine mine direct, nici n-am mai accelerat, că-l băgam pe la jumătate. În urma impactului, ambii pasageri ai autoturismului au fost transportați la spital. Bărbatul și femeia a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina din accidentul petrecut în Slatina în jurul orei 20:59. Au ajuns cu politraumatisme prin accident rutier. Bărbatul a ajuns cu smurdu la unitatea de primire urgență cu traumatism craniofacial și plagă contuză. Dânsul nu a rămas internat în Spitalul Județean Slatina, iar femeia este internată acum în secția ATI prin chirurgie toracică, prezentând fracturi costale C1, C3, C4, dreaptă, plăci contuze și fractură bazin. Ea este stabilă din punct de vedere al funcțiilor vitale și în continuare va rămâne internată în ATI. Șoferul vinovat este cercetat de poliție pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, conform codului penal.